Merge, nu merge. Merge, nu merge. Merge, nu merge. Uite, cam așa ceva o să vedeți în curând la ușa cabinetelor medicale. Merge cardul de sănătate sau l-a tras și pe ăsta curentul? O stare de nervozitate a plutit și pe holurile ambulatoriului de la Spitalul Sfântul Ioan. În cabinete se fac doar consultații. Cadrele medicale nu pot elibera rețete atâta vreme cât sistemul informatic nu funcționează, pentru că acestea nu vor fi decontate de către CNAS. E, asta a fost vineri timp de câteva ore. Iar aseară, luni, ce să vezi? Merge, nu merge. Merge, nu merge. N-a mers. Iar nu poate fi folosit nicăieri în țară. Ivona, ce s-a întâmplat de această dată? De această dată nu mai vorbim despre o defecțiune a softului, așa cum s-a întâmplat vineri, ci despre o variație de tensiune electrică. Ghinion! Luni se reparase softul, dar a picat curentul. Nu știu ce să zic, cert e că sistemul ăsta de carduri devine pe zi ce trece un concurent serios pentru parcurile de aventură, pentru furnizorii tradiționali de senzații tari, de hazard, de adrenalină, chestii de astea. N-ai timp să mergi pe munte sau prin junglă? Mergi la ușa unui cabinet medical, pui o hăinuță lejeră, tragi o răceală pe tine și te arunci în necunoscut.